Sigur, se zice. Așa, trebuie să lese din lanț. Drepturi, drepturi, mai trebuie, mai trebuie, mai trebuie. Până când vor zice alegeri libere, domn general. Dacă ieși, ieși, dacă nu ieși, altul. N-amici? Păi asta nu vrea. La fel se întâmplă în Arabia Saudită. Arabia Saudită, soră Cheța, nu te-am văzut de mult, cea mai mare dușmană a Israelului curtează Israelul. Ai văzut de așa ceva, mă? Să pregătesc să primească pe ministrul de externe israelian marii șeici și emiri ai Arabiei Saudite, cei mai mari producători de petrol din lume. Interesant, mă. Iranul se gândește cum să-l radă din pe fața Pământului și face program investițional de război extraordinar. Evreii le-au atras atenția. Înainte de a fabrica ceva, să știți că noi știm. I-a spus lui Nasrallah, care este șeful Hezbollahului ascuns în peșterile Libanului. Și dacă ar ști Nasrallah ce știm noi despre el, ar fugi mâncând pământul. Așa i-a spus generalii evrei. Ăștia se pregătesc, cu toate că evreii lucrează cu tot altfel. Au trezit o parte din Siria bombardată, cum este Aleppo. Unul dintre cele mai frumoase perle a Orientului apropiat. Aleppo a fost o perlă eze. Acolo a fost muzee, mă. A fost o lumea culturii arabe. Acolo a fost lumea civilizațiilor și medopersane și babiloniene, conservate în muzeele și universitățile din Alep, făcute una cu pământul. Ei, multă populație de acolo refugiată din valul prigoanei lui Bashir al-Assad, actualul tiran al Siriei, au ajuns în spitalele evreiești, peste 9.000 de copii. 9.000 de copii, mă! Peste 1.000.000 și ceva de oameni, ce, dacă nu mai mult, sunt refugiați pe câmpiile din Iordania, unde sunt instalate corturi pe care pot adăposti până la 2 milioane de oameni. 2 milioane de oameni în corturi, mă, enormă. Și aceste corturi primesc alimente, pături, apă, medici, vaccinuri și așa mai departe, cu ajutorul evreilor. Ăsta e un export. Ăsta a pus să din populație alt sentiment față de un om care a vrut să tragă în mine și el îmi întinde mie mâna. Stai, mă, că nu ăsta vreau să mă omoare. Deci lucrurile astea se schimbă fantastic. Turcia a ajuns într-un prag de devalorizare a lirii turcești, încât Rusia nu numai că nu îi poate salva. Dar cum aș pun problema? Pentru că americanii, capitalul american, a început să se retragă de la ei. Evreii s-au retras din foarte multe investiții din Turcia. Știți că evreii făceau apă desalinizată în uzine mari cu Turcia? Pentru că Turcia e mare producător de legume. De trebuie apă. Așa. Multe lucruri de aici. Așa. Deci avem elemente care pe teatru de luptă sunt atât de sofisticat și istez lucrate de Domnul, încât iată că găsim la ora actuală în Israel cel mai mare exportator de apă din lume, în cea mai săracă țară cu cele mai puternice deșerturi. Până acolo s-a ajuns dezvoltarea în această țară. Cât e ceasul? Mai este 52 la mine. Deci, de 39 de unde vorbești. De 39, nu? Așa. Iisus spală picioarele ucenicilor săi. Sentimentele acestea, fraților, care Domnul le-a practicat cu ucenicilor. Eu nu vreau să le extrapolăm la nivelul nostru ca la Domn, că nu suntem în stare. Dar mă, măcar cât de cât, mă, ar trebui ca între noi să fie niște sentimente de prietenie și iubire, care un pic trebuie să depășească sentimentele lumii ăștia acolo, nu să ne adâncească. Pentru că ce se întâmplă? Noi suntem într-o situație cum au fost ucenicii. Când Domnul i-a spus că trebuie să meargă la tată și să regătească un loc, în mintea omului ce s-a născut? Păi cine e șeful, mă, după aia, mă? Ei s-au gândit că rămân fără Domnul. Ei imediat s-au gândit, păi, care ar trebui să fie șeful? Eu sau mă lăsăm pe Marcel, mă, pe Cosmin, mă, Cosmin, mie prieten și mai voinic și îi punem pe șerapul, mă,
Imediat Domnul a văzut sentimentele zile. La fel au fost copiii cei mai apropiați, băi, Iacob și Ioan, copilul Zebedei, mama lor, repede, pe la Domnul, pe Domnul, i-am vrut, unul de-a stânga, unul de-a dreapta, așa, pe cu Petru și cu el, ați vedem noi ce facem. Deci, iată că ăsta e omul, ăștia suntem noi, dar măcar să ne aplicăm spre aceste valori, cât de cât, că nu o să putem noi să ne ridicăm, pentru că așa suntem. Astăzi suntem foarte calzi, mâine suntem foarte reci. Dar totuși, aceste sentimente, trebuie să le învățăm ceva de la Domnul. Le știți, nu trebuie să le aprofundez eu. Dar aici vine vorba de o îmbărbătare a ucenicilor. La capitolul 15, cu care închei, este vorba de Iisus Vița, fraților dragi. Dacă tatăl e vierul, că nu e eu foarfeca, că nu mi-a dat-o încă nimeni. Dacă Domnul e vița prin care se transmite seva, hai să ne ținem de principiile Domnului. Că dacă am primit seva asta cu adevărat de la viță, e imposibil ca coardă să nu faci tu puțin rod, cât poți. Nu-ți cere nimeni decât numai ce poți și cum poți. Dar apreciază sistemul, principiul. Vierul este altcineva, nu tu. Vița este Domnul, iar tu ești o coargă care din când în când trebuie sciupită. N-ai ce să faci. Altfel nu produci decât căței de aia, cărcei. Deci trebuie sciupită. Coarda, asta e rolul ei, ca să aducă roadă. Așa. Știm că ne apropiem de această frumoasă sărbătoare a noastră, pe care noi o sărbătorim cu totul altfel. Vedem în antitipul ei că așa cum a fost instituită în Egipt, ea reprezintă în subsidiar un principiu de bază. Care e principiul de bază a sărbătorii Paștilor? Cine? Ce înseamnă Paștile? Paști, ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt. Foarte mulțumesc. Adică marea eliberare. Da. O să știți că tot așa reprezintă Paștile astăzi, care noi o așteptăm ca mare eliberare. Dacă suntem mesagerii acestei mari eliberări mondiale, noi trebuie să o prezentăm în așa fel încât să luminească lumea. Lumea se pregătește de mare eliberare. Prima dată beneficiază de ea, întâi născuți. Ei beneficiază întâi de această mare eliberare. Că tu faci parte din casa credinței, că faci parte din clasa întâilor născuți, zice Viorel către mine pe drum. Un lucru foarte frumos, frate Viorel. Să nu ne aruncăm să pretindem, să lăsăm pe cel care calculează și apreciază și el să ne ofere locul. Fără să avem pretenții, s-ar putea ca el să vadă în modestia noastră că tu te-ai gândit doar, cum zice Viorel pe drum, zice, eu mă gândesc să fiu credincios lui Dumnezeu pe cât pot. Și el să apreciază dacă merit sau nu. Și zice, eu cred că Domnul așa m-a primit. E posibil să mă ofere un loc. E posibil, zice Viorel. Eu n-am nimic. Dar îmi place grozav ce spunea pe drum. Că așa trebuie să gândim. Nu trebuie să ne pretindem că deja am ajuns, încă n-am ajuns. Suntem pe drumul acesta foarte frumos, dar haideți să lăudăm calea. Pentru că avem ce lăuda. Până în prezent vedem că planul Dumnezeu nu a dat greșit. Pe ori recunoaștem, ori nu recunoaștem. Evenimentele marcante a planului Dumnezeu, nu detaliile, evenimentele marcante. Cum zice Marcel, încheierea perioadei neamurilor este marcată istoric. Așa. Vârsta evanghelică, în schimb, cu alergarea, cu credincioșii timpului prezent, ne supărăm că mai sunt frați sau surori? Păi hai să ne bucurăm că mai sunt. Și de ce să nu ne spunem frați sau să ne ajutăm ca oamenii ăștia să poată înțelege mai bine că nu sunt alte difuziuni. Doamne, cât de rușinos ar fi să ne trezim că alții vestesc împărăția lui Hristos pe pământ și noi nu, mă. Noi ne tot ocupăm de caracter. Noi tot dezvoltăm răbdare, te mai apleacă, Păi dar până nu îți mă aplec, mă. Dar uite-te că afară, mă, strălucesc evenimente splendide a întoarcerii Domnului nostru, adoră și tu taci, tu te ocupi de altceva.
participă la această lucrare, la acest mare șantier. Că Biblia declară că tu ai fost chemat să fii conlucrător cu Dumnezeu. Așa ce e 1 Corinteni, capitolul 3, din Apostolul Pavel, prin versetul 30. Așa. Deci eu doresc ca, cu ocazia sărbătorii Paștilor, să avem o inimă curată, iubitoare, o inimă în care să ne punem problema să fim mai buni, mai frați, măcar prieteni. Să ne punem problema să ne prezentăm unul pentru altul pe cât posibil o încurajare, nu o descurajare. Să fim în măsură, fraților, ca ținându-ne măcar un pic de mână, să se poate vedea la noi mesajele membrilor picioare. Dumnezeul tău împărățește. Lucrurile splendide care se întâmplă sub ochii noștri sunt opera Regelui Regilor. Să lăudăm această cale. Trăim în noua dispensație de lumină. Nimeni nu poate vedea cum o vezi tu. Asta înseamnă că ești beneficiarul unor binecuvântări speciale. Asta înseamnă că ai o importanță în ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Domnul ar vrea să te facă, ca să nu zic prea mult, un mic ambasador. Și crepusculul stabilirii acestei patrii noi sau împărății noi, tu o vezi primul. Dacă o vezi primul, hai să ne ajutăm unul pe altul să putem vesti și înțelege cât mai bine. Eu doresc ca Domnul să vă binecuvânteze și să ne mai întâlnim ori de câte ori avem ocazia, să ne bucurăm de acest adevăr, că într-un timp scurt nu poți desfășura prea multe, dar putem învăța multe împreună. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin.